Fundamentele Ecclesiei este în baza adevărului prezent. Adunarea, Ecclesia, sau câteodată pronunțată Ecclesia, în greacă, înseamnă biserică sau cei chemați afară. Eclesia nu este o clădire, ci mai degrabă un grup de oameni chemați afară, separați, puși deoparte. A fost un timp când nu a fost în lume o biserică. Noi știm că Iisus a fost conceput de spirit la vârsta de 30 de ani și a fost singurul conceput de spirit timp de 3 ani și jumate. În alte cuvinte, el a fost singura nouă creație și deci nu era nevoie de un aranjament sau de organizare a bisericii, a ecclesiei. Totuși, Iisus ne-a lăsat lecții valoroase pentru viitor, pentru anii care aveau să urmeze. De exemplu, Iisus învăța în sinagogă și când a fost scos afară, el a învățat în alte locuri și pe toți, oriunde se aflau. El a învățat pe mulți sau pe unul. Numărul de persoane pe care le învăța nu a contat pentru el. Iisus nu a folosit preoția veche, evreiască, de aleasă din seminția leviților. Deci el nu a ales pe cei din seminția leviților. Biserica viitoare a fost cei 12 apostoli care au fost aleși dintre pescari și vameși, colectorii de taxe, de impozite. A dispărut ceva la India. Numai apostolul Pavel, care a fost ales mai târziu, a fost unul dintre cei învățați. Iisus a spus că el nu va
mai pune vinul vechi în burduful, vinul nou în burduful vechi. Vinul reprezintă învățăturile sau doctrinele și avea să fie pentru biserică corpul său. Deci el ne-a spus că va fi un nou aranjament pentru ucenicii săi. Ei vor avea un nou aranjament ca să se întâlnească împreună. Iisus a trebuit să moară ca să asigure prețul de răscumpărare înainte ca cineva să fie conceput de Spiritul Sfânt. Deci, cei noi concepuți, apostolii și frații, în ziua Rusaliilor, au fost începutul bisericii sau începutul noii creații. Ne pare rău de pauze, dar acum nu am textul ca data trecută. Ne concentrăm cum putem. Deci, după Rusalii, a fost o necesitate, o nevoie ca biserica să aibă un anumit aranjament. Avem câteva puține exemple unde s-au întâlnit frații în Noul Testament, dar știm că au fost, că ei s-au întâlnit în case, în casele fraților. Un exemplu de acest fel, nu îl vom citi, dar este în Romani 16, 3 la 5. Romani 16 cu 3 la 5. Un exemplu când ei se întâlneau în casele lor. Deci, clădirile nu sunt importante, ci mai degrabă important cum se organizează frații ca să se întâlnească pentru studiu, pentru închinare, pentru a se servi unii pe alții. Versetul spune sănătatei Priscile și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spune sănătate lui Epinet, preiubitul meu care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Iisus ne-a învățat că toți frații trebuie să se considere egali. Aș vrea să citesc Matei 23, Matei 23, 5 la... Oare cât o zis, nu mi-amintesc, Timi, la 12, mulțumesc. Matei 23, 5 în jos. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este
dascălul vostru Hristosul, cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Noi trebuie să avem un singur Tată în ceruri. Și El este un Tată egal pentru toți cei în Hristos. Noi învățăm că trebuie să avem un singur Domn și acesta este Iisus Hristos, capul corpului. Și noi învățăm foarte clar că din punctul de vedere ceresc, cei care servesc cel mai mult trebuie să fie considerați cei mai mari. Din punctul de vedere ceresc, cei care servesc cel mai mult sunt cei mai mari. Și ca să spun prin alte cuvinte, cei care ne servesc cel mai mult, cei care ne servesc care îi costă cel mai mult acest serviciu care îl fac pentru noi, care fac prețul cel mai mare, aceștia trebuie să fie cei mai mari, aceștia sunt cei mai mari. Vă amintiți că Iisus a văzut pe văduva care a aruncat în visteria templului doi bănuți. Și Iisus a spus, ea a dat tot ce avea. Apostolul Pavel ne exprime altfel în Galateni 3, 26 la 28. Galateni 3, 26 la 28, prin alte cuvinte, Apostolul Pavel ne spune. Căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Noi toți suntem egali, concepuți de Spiritul Sfânt. Ce facem cu această concepere de spirit? Ce facem cu această concepere de spirit este treaba noastră fiecăruia. Depinde de noi fiecare individual. Noi vom avea servicii, dar vom avea o relație intimă, personală cu Tatăl Ceresc. Vom analiza acum organizarea noii creații. Deși toți sunt egali, totuși Domnul a știut că va trebui să fie conducători
și servitori, organizare. Am dorit să citim 1 Corinteni 12 cu 28. 1 Corinteni 12 cu 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Aici aflăm că Dumnezeu a stabilit o ordine a conducerii în biserică. Mai întâi sunt cei 12 apostoli ai mielului. Sunt doar 12. Apocalipsa 21 cu 14. Deci apostolii sunt numai 12, Apocalipsa 21 cu 14. Unii din acești apostoli au fost scriși, au scris Noul Testament. Și alții au fost la fel de important. Alții au fost vorbitori sau profeți, vorbitori publici și au lucrat la stabilirea Bisericii lui Hristos. Al treilea au fost cei care sunt învățători în diferite adunări locale, servitori în diferite adunări locale. Primii apostoli, al doilea profeți sau vorbitori publici, al treilea frați servitori în adunări locale. Apoi au urmat darurile care au fost date, care aveau să treacă odată cu moartea apostolilor și a celor care au avut aceste daruri. Deci, primii trei vor fi folosiți ca să învețe doctrina, învățătura, care sunt mai importante decât darurile miraculoase sau darurile care au fost date și erau primite în mod miraculos din partea Domnului. Acum am dorit să citim Efeseni 4, 11 și 12. Efeseni 4, 11 și 12. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și 12. Versetul 12, Timotei.
pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Noi observăm că aici nu mai sunt menționate darurile miraculoase sau minunile care le-am amintit mai sus în primul verset din Corinteni. 1 Corinteni 12 cu 28. Apostolii au fost unici, cum am spus. Dar ceea ce au urmat, vorbitorii publici, evangheliștii, păstorii, învățătorii, pot fi toți considerați ca bătrâni, bătrâni de adunare. Așa, Dumnezeu și Iisus ne-au învățat să stabilim adunarea, eclesia, în acest fel. Următorul aspect pe care am dorit să-l analizăm este legătura cu bătrânii de adunare. Am dorit să citim Fapte 13, câteva versete. Pardon, Fapte 15. Faptele Apostolilor 15. Stabilirea. Cadrul este acolo unde Pavel vizitează adunarea din Ierusalim ca să discute despre acceptarea fraților dintre păgâni. Deci împrejurarea e când Pavel discută la Ierusalim despre frați dintre neamuri. Dorim să subliniem câteva versete care ne spun despre cum a funcționat biserica timpurie. Să citim versetul 4. Faptele Apostolilor 15:4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu pentru ei. Deci ei au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri sau bătrâni. Pentru a sublinia ce vrem să spunem, este că au fost în primul rând primiți de adunare, de apostoli și de bătrânii de adunare. Știți că în Ierusalim au fost mai mulți bătrâni de adunare. Vedem că scrie la plural, prezbiteri. De asemenea, să observăm că chiar și apostolii erau acolo. Ei totuși aveau bătrâni. Chiar dacă apostolii erau în Ierusalim,
Adunare, avea bătrâni de adunare. Aceasta este pentru că apostolii au știut că ei vor trebui să învețe adunarea, să învețe adunare, să aleagă conducători când ei vor pleca, când ei nu vor mai fi. Să citim versetul 6. Tot din Fapte, versetul 6. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Deci, din nou observăm, prezbiterii, bătrânii sunt așa aici mai mulți, la plural. Să citim acum versetele 22 și 23, tot din capitolul Fapte, Fapte 15, 22, 23. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Din nou vedem că au fost apostolii și bătrânii, la plural, și întreaga adunare, frații, care i-au autorizat, i-au împuternicit pe Pavel și pe Barnaba. Deci, chiar dacă apostolii erau acolo, biserica, adunarea, eclesia, au împărtășit această responsabilitate de a trimite frați spre neamuri, spre frații dintre neamuri. Deci am vrea să declarăm că nimic în Scriptură nu ne indică că a fost un frate principal, bătrân, sau o asociație, un consiliu de frați bătrâni peste ceilalți frați. Deci nu găsim aici un bătrân principal sau șef. Este adevărat că printre cei 12 apostoli, unii au fost mai talentați decât alții. Au avut mai multe talente, vorbitori, păstori, evangheliști, totuși aceasta nu le-a dat o mai mare putere sau o autoritate decât au avut ceilalți. Așa este valabil și între bătrâni. Unii sunt mai talentați, dar acest lucru nu le dă voie să fie
mai autoritar, să stăpânească peste ceilalți și peste adunare. Acum am dorit să citim Fapte 20 cu 17. Faptele Apostolilor 20 cu 17. Însă de Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Faptele Apostolilor 20 cu 17. Din nou, la biserica din Efes, eclesia din Efes, erau mai mulți bătrâni și nu era unul principal. Nu se menționează unul principal, mai mare. Acum am dorit să citim Fapte 11, 26 la 30. Fapte 11, 26 la 30. Și când l-au găsit, l-au adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea s-au pogorât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut, au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnabă și a lui Saul. Vedem, învățăm aici că Pavel și Barnaba au stat un an în Antiohia. Și biserica de acolo, din Antiohia, au decis să trimită un ajutor financiar fraților din Ierusalim. Și știm că au transmis acest ajutor în versetul 30. Au trimis acest ajutor la prezbiteri. Din nou avem plural. Deci cei din Antiohia cu mai mulți bătrâni au trimis la Ierusalim, care aveau și ei mai mulți bătrâni de adunare. Ca să sumarizăm, am citit că erau mai mulți bătrâni și în adunarea, în eclesia din Ierusalim, din Antiohia și n-am găsit menționat niciun frate bătrân principal. Termenul sau expresia bătrân sau diacon este o descriere a unui serviciu, nu este un titlu. Acum nu vom lua timp să citim
următoarele, dar noi știm cum au apărut diaconii. În Faptele Apostolilor 6:1-6 avem originea diaconilor. În ziua aceea, când s-au mulțit numărul ucenicilor evrei care vorbeau grecești, cărteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere. Și aici ni se arată serviciul diaconilor era de a avea grijă de interesele și nevoile pământești, temporare, ale adunării, ale bisericii. Cum scrie în versetele 2, 3, dar am aflat că aceștia erau servitori foarte importanți. Pentru că dacă acest lucru de ajutorare nu se făcea în mod potrivit, puteau apărea probleme în mijlocul adunării. Deci acești frați au fost frați foarte buni. 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Versetul 3. Vom ști despre punerea mâinilor. Deci vom ști acum, vom vorbi acum despre punerea mâinilor. Versetul 6. I-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul din greacă înseamnă a întinde în față, a întinde înainte. Sau ce înseamnă a întinde mâna înainte? Aceasta înseamnă un vot. Deci înseamnă a vota, a ridica mâna, ceea ce folosim și noi astăzi. Noi avem o avertizare prin Pavel în 1 Timotei 5:22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Timotei 5:22. Fratele indian cu o mână reușește să caute versetul să citească. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Aici ne se arată că noi ne facem părtași sau avem parte, responsabilitate în ceea ce ar face un bătrân pe care noi îl alegem. Acum am dorit să citim Fapte, capitolul 14, versetul 23. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Faptele Apostolilor 14:23. Cuvântul au rânduit înseamnă alege prin ridicare de mâini, prin întinderea mâinii.
în concordanța Young, a alege prin ridicare de mâini, înseamnă a rândui. Aceasta înseamnă rânduirea conform concordanței Yang. Dar în concordanța Strong avem că a ordona sau a rândui înseamnă a vota prin întinderea mâinii sau prin ridicarea mâinii. Deci vedem că gândul este clar. Apostolii au stabilit metoda prin care biserica de-a lungul întregului veac evanghelic trebuiau să aleagă, să hotărască cine va fi bătrânilor sau diaconii în aranjamentele eclesiei sau a bisericii. Acum am dorit să citim Tit 1 cu 5. Tit 1 cu 5. Metoda de alegere a bătrânilor și a diaconilor. I-am lăsat în Cretă să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Tit 1 cu 5. În greacă, cuvântul a pune la rânduială, în rânduială, înseamnă a stabili o metodă. Apostolul Pavel l-a învățat pe Tit ca să meargă prin diferite adunări eclesiei și să învețe despre această metodă, de această cale, mod de a alege bătrânii și diaconii prin ridicare de mâini. Ei stabileau această cale, acest mod, această metodă. Deci acest lucru are sens. Pavel învățându-l pe Tit metoda, aceasta e metoda și are sens de ce apostolul Pavel l-a învățat pe Tit, pentru că dacă ei aveau să plece și nu mai erau, nu era cine să învețe, să cunoască, să stabilească această metodă. Metoda care deja Pavel a făcut-o înainte, după cum am văzut în Fapte 14 cu 23. Votare prin ridicare de mâini.
Cine are dreptul sau poate vota? Cine poate vota? Numai cei care sunt consacrați și au fost concepuți de Spiritul Sfânt, ca noi creații. Fiecare frate și fiecare soră poate avea un singur vot. Deci, membrii Eclesiei trebuie să-și folosească conștiința lor pe care o au din Cuvântul lui Dumnezeu ca să decidă, așa cum înțeleg ei de la Domnul, pentru cine sunt ei pregătiți sau pentru cine sunt gata să-și pună mâinile, adică să ridice mâinile și să fie responsabili, răspunzători. Numai ei pot hotărâ mintea sau voia Domnului în această chestiune. Frații și surorile consacrate și concepute de Spiritul Sfânt, nu ne se spune în Biblie, în Scriptură, care e numărul sau proporția votului. Dar fratele Russell ne recomandă, ne spune 100% îi de dorit, dar 75% e rezonabil și ar fi bine de aplicat, ca 75% dintre frați din voturi să fie pentru cel care este ales. El scrie despre acest lucru, despre 100% și 75% ca fiind rezonabil, în cartea de întrebări, în engleză, la pagina 255, o întrebare din anul 1915. Vreau să vă spun ceva despre această carte de întrebări. Frații, între noi o numim ce a spus fratele Rusea sau carte de întrebări. Este o carte foarte groasă, cartea de întrebări. Fratele Russell a fost întrebat diferite întrebări la convenții și el răspundea la aceste întrebări. Câteodată frații îi scriau și îl întrebau anumite întrebări și el le răspundea prin scrisoare. Câteodată găsim niște întrebări și răspunsul la aceste întrebări în turnurile de veghere. Învestitorul dimineții milenare. Deci, din nou, întrebarea, cartea de întrebări,
este foarte importantă, foarte de ajutor ca să ne ajute în studiu. Acolo avem și indexul la cartea de întrebări și putem căuta informație cu privire la bătrâni, la diaconi, despre alegeri. Fratele Ric, mai repet o dată, la sfârșit, la index, avem pe subiecte și putem căuta acolo și găsi răspunsuri la întrebările cu privire la bătrâni, diaconi, alegeri, informații ajutătoare pentru frați. În acest sens. Acum, am dorit să ne uităm la Matei 18 cu 15 la 17. Matei 18 cu 15 la 17. Timotei, mă ajuți? Matei 18 cu 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru că orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să te să asculte de ei, spune-i bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Observăm? În aceste versete, noi nu găsim cuvântul prezbiter sau bătrân. În a salva, a recupera un frate, aici ni se spune să luăm pe alt frate. Dar dacă chestiunea respectivă e foarte serioasă, ni se spune ca problema să fie adusă în fața adunării. Spune-l bisericii. Vedem că nu bătrânii sunt decid ca să scoată pe cineva din părtășie cu adunarea. Ei pot da recomandări, pot ghida frații, dar adunarea, eclesia, are această responsabilitate și autoritate de a decide acest lucru. Acum am dorit să citim despre calificările, calitățile bătrânilor și diaconilor. 1 Timotei 3 cu 1 la 13. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară.
pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuie cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Femeile de asemenea trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii să fie bărbați ai unei singure neveste și să știe să-și cărmuiască bine copiii și casele lor, pentru că cei ce slujesc bine ca diaconi dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Deci, vreau să întreb în tamil, ce cuvânt aveți în limba tamil aici? Un episcop sau un supraveghetor? Supraveghetor, zice. Acesta e cuvânt corect, zice fratele Eric. Supraveghetor. Nu vom citi, dar în Fapte 20 cu 28, Pavel numește pe un bătrân ca și supraveghetor. În Fapte 20 cu 28. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care a câștigat-o cu însă și sângele său, peste care v-a pus domnul episcop. Aici zici că e supraveghetor în engleză. La fel avem și în Tit 1 cu 6 la 9. Tit 1 cu 6 la 9. Nu vom citi, dar 1 Petru 5 cu 1 la 4. La fel avem descrierea acestor calificări. Calități ale bătrânilor. Punctul important, după cum am observat, este că aceste calificări, în primul rând, se referă la caracter, la calitatea caracterului. Fratele Russell comentează că calificările de aici ar descrie un om perfect. Acesta e idealul. Cine ar face așa ar fi unul perfect. Fratele Russell, în cartea de întrebări, la pagina 255 în limba engleză, ne sugerează că noi să nu așteptăm ca cineva din frații noștri să poată trăi 100% în orice aspect așa cum este descris aici, caracterul bătrânilor. Dar sigur, noi trebuie să vedem evidența, adică dovada. Dovada într-un frate acestor lucruri. Pavel ne scrie că bătrânii ar trebui să fie în stare să învețe.
Aceasta înseamnă că ei trebuie să aibă darul de a, capacitatea de a exprima adevărul, de a-l transmite, de a-l spune. Dar aceasta mai include și gândul că ei trebuie să învețe, nu numai să aibă calitatea de a învăța, dar să învețe adevărul. Adevărul doctrinal, adică învățăturile, adevărul privind profețiile și adevărul despre cum să trăim o viață creștină. Fratele Russell ne scrie în felul următor, în cartea de întrebări și răspunsuri, la pagina 235. Dar să nu uităm că noi nu vom ști cum să scriem în inimile altora ceea ce nu am scris încă în inimile noastre. Dar să nu uităm că noi nu vom ști cum să scriem în inimile altora ceea ce noi n-am scris în inimile noastre. Deci, mare atenție în alegerea bătrânilor este ca noi să găsim pe acei care au scris cuvântul Domnului în inimile lor. Avem nevoie de mare atenție în alegerea bătrânilor ca să-i găsim pe cei care deja au scris cuvântul Domnului în inimile lor. Și deci, aceștia vor putea fi ajutoare competente sub conducerea Spiritului Sfânt și vor putea scrie asemănarea cu Domnul în inimile fraților mai tineri. Prin urmare, ei vor fi competenți, ajutoare competente sub conducerea Spiritului Sfânt pentru a scrie asemănare de caracter cu Domnul în inimile fraților mai tineri. Carte de întrebări 235 în limba engleză. Altă întrebare. Câți bătrâni ar trebui să avem în adunare? Numărul. Fratele Russell ne spune că Biblia nu ne spune despre numărul de bătrâni într-o adunare. Totuși, în cartea de întrebări, la pagina 236, jos, o întrebare din anul 1910, el ne spune că dacă într-o adunare sunt șase și sunt toți calificați, el iar alege pe toți șase, ar vota pentru toți șase. El crede că nu contează cât de mare sau mic e numărul adunării. Fratele Russell a gândit, a judecat că dacă el a crezut că întotdeauna sunt privilegii și servicii pentru oricine care este calificat a face aceste servicii.
cât timp sau pentru ce perioadă ar trebui să fie bătrânii și diaconul, diaconii în serviciu. Din nou, Biblia nu ne spune acest lucru. Fratele Russell sugerează că adunarea trebuie să aleagă bătrânii să aibă alegerile o dată în an. Aceasta este ca o protecție, alegerea o dată în an. Este ca o protecție pentru biserică și pentru toți bătrânii și diaconii aleși. În Romani 16, versetele 17 și 18, Romani 16 cu 17 și 18. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. Apostolul Pavel atenționează biserica că sunt unii dintre noi, ar putea fi unii care servesc pântecele lor, pântecelui lor. Aceasta nu este, nu se referă la pofta lor pentru pântecele natural, pentru hrana naturală, ci se referă la atitudinea lor egoistă. Noi vom ști, nu vom ști, dar avem aceleași atenționări în Iuda, versetele 11 la 13. Aceleași atenționări, Iuda 11 la 13. Și în Fapte 20, versetele 28 la 30. Faptele Apostolilor 20, versetele 28 la 30. Acesta nu este un serviciu plătit. Serviciul de bătrâni nu este un serviciu plătit. Nu vom ști, dar în Fapte 30 cu 3, pardon, Fapte 20 cu 33 la 35. Fapte 20 cu 33 la 35. 1 Corinteni 4 cu 12. 1 Petru 5 cu 2. Deci 1 Corinteni 4 cu 12, 1 Petru 5 cu 2. Satan și oamenii căzuți câteodată se intersectează, interferă cu biserica și aranjamentele eclesiei din când în când. În
în Apocalipsa 2, cu 6 și 15, găsim ceva. Vom citi Apocalipsa 2, cu 6 și versetul 15. Despre nicolaiți. Ai însă lucru acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Nicolaiții înseamnă conduce peste, a stăpâni. Versetul 15, Timi. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. În acea fază, în acea perioadă a bisericii, apostolii mai trăiau și acest spirit nu s-a putut dezvolta. Nu s-a putut răspândi. Dar acum am dori să citim Matei 13 cu 30. Scuzați, Apocalipsa 2 cu 15. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. În prima perioadă a bisericii, în prima perioadă de dezvoltare a bisericii, perioada bisericii, s-a dezvoltat clerul, sistemul clerical asupra celor laici. Chiar și dragii noștri reformatori au căzut în această problemă a avea și clasa clericală și laici, oameni, frați, poporul de rând. Fraților, aceasta este o învățătură babilonică. Falsă, învățătură babilonică falsă, mulțumesc. Și acesta a fost modul, calea de bază fundamentală prin care au intrat învățăturile false în mijlocul bisericii. Dar aceasta ne aduce deja la timpul întoarcerii Domnului nostru. Întoarcerea Domnului nostru în 1874. Vă amintiți că în Matei 13 cu 30, Iisus a spus: lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și lăsați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Domnul nostru s-a întors ca secerător șef, cu secera în mână, ca să separe grâul de neghină. Și această seceră de mâna lui este adevărul. Voi vă amintiți că în Apocalipsa 18:4 s-a auzit o strigare, un glas care zicea:
Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Deci, Domnul nostru întors, a chemat, chema poporul consacrat, conceput din denominațiile sau sistemul babilonic. Dar avem o problemă. Dacă ei sunt chemați din denominații, unde trebuie să meargă? Unde trebuie să meargă poporul consacrat al Domnului? Iisus a răspuns în mod minunat la această întrebare încă la prima sa venire. Am dorit să citim Luca 17:34 până la 37. Luca 17:34 la 37. Vă spun că în noaptea aceea doi îngeri vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Deci vedem că aceste versete descriu secerișul. Separarea. Apostolii au întrebat pe Iisus, unde sunt luați cei separați? Iisus a spus, acolo unde este trupul. Ei nu sunt luați la cer, pentru că în cer nu este trup, stârvul. Dacă ei ar fi răpiți în aer, este în aer un trup mort, unde se adună vulturi în aer? Iisus spune, așa cum vulturii se hrănesc din stârv, tot așa cei consacrați se vor hrăni din adevărul prezent. Deci, fraților, noi ne adunăm acolo unde ne putem hrăni din adevărul prezent dat de Domnul nostru întors a doua oară. Și aceiași vulturi, tovarășii noștri, vor fi și ei adunați împreună cu noi ca să mănânce din acest trup, adevărul prezent,
și un aspect fundamental a adevărului prezent este aranjamentul bisericii. Deci, o parte fundamentală din adevărul prezent este și această învățătură despre aranjamentul ecleziei, adunării. Acum dorim să legăm acest lucru cu ce a spus Iisus în Matei 24, capitolul 24, versetele 26 la 28. Matei 24, 26 la 28. Deci dacă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se va aduna vulturii. Aici, din nou, Domnul vorbește despre a doua sa prezență sau parusie. Iisus ne atenționează că unii vor spune că El se întoarce într-un anumit loc, pe pământ, într-un loc specific, anume. Unii vor învăța. Vă amintiți, la prima venire, Iisus a învățat în pustie și câteodată a învățat și în camera de sus, în case. Aici ne spune că nu este a doua sa prezență, El se întoarce ca ființă divină, glorificată și nu se întoarce pe pământ, ci în atmosfera pământului, nu ca la prima venire în cameră ascunsă sau în pustie, în odăiță ascunsă. Deci, Iisus aseamănă a doua sa prezență cu soarele, cu răsăritul soarelui peste tot pământul. La noi zici fulgerul, dar noi știm că aici e soarele, de la răsărit se vede până la apus. Luminează cu adevărul prezent. Așa cum dimineața soarele este văzut doar de cei care veghează, tot așa și adevărul este înțeles la început doar de cei care veghează. Deci, unde mergem să fim cu Domnul? Mergem acolo unde este stârvul. Versetul 28. Oriunde va fi stârvul, adevărul prezent, acolo se vor aduna vulturii. Iisus, în acest capitol ne spune cum vom primi noi acest stârv. El ne spune în versetele de la 45 la 47.
Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui va găsi făcând așa. Adevărat, vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Noi vedem, găsim că Domnul, prin adevărul prezent, Domnul ne-a dat adevărul prezent prin tron, rob, credincios și înțelept. Mesajul secerișului a fost dat cu scopul de a unifica, de a uni pe frați, de a aduna. Fratele Russell a fost folosit ca să scrie cele 6 studii, volume de studii în scripturi, ca noi să fim hrăniți. Ca să mâncăm din acest stârv al adevărului prezent. În special, în volumul 6, Studii în Scripturi, capitolul 5 și capitolul 6, este o frumoasă explicare despre cum să ne organizăm adunare, eclesia. Organizarea noii creații și ordinea și disciplina noii creații. Studiu 5, studiu 6 din volumul 6. Dragi frați, noi ne uităm înapoi la serviciu, la misiunea fratelui Russell și vedem că el nu a încercat să facă o grupare, o organizație concentrat pe centralizată. El nu a numit bătrâni. Nu i-a ales el personal pe bătrâni, frați din adunări. Ceea ce a făcut el a fost să transmit pe pelegrini, pe la frați, ca să învețe pe fiecare adunare cum să aleagă bătrânilor de adunare prin metoda Bisericii Timpurii. Deci fratele Russell, partea lui a fost de a ajuta frații din întreaga lume să înțeleagă și să implementeze aranjamentele bisericii așa cum a fost în Biserica Timpurie. Deci, fiecare adunare, eclesie, trebuie să fie independentă, autonomă. Așa cum la prima prezență, când au adormit apostolii, tot așa la a doua venire,
Când fratele Russell a mers la răsplata sa în anul 1916, în biserică a apărut din nou spiritul nicolaiților. Un frate numit judecătorul Rutherford a preluat controlul Asociației Turnului de Veghere Turnul de veghere trebuia să fie o casă de ediți, de editare, așa cum a fost folosită de fratele Russell pentru a publica adevărul pentru adunări. Dar Rutherford, prin fraudă, a câștigat alegerile la o convenție împotriva instrucțiunilor fratelui Russell în testamentul său și a oprit studiul volumului 6 și altor scrieri ale fratelui Russell. El a oprit și procesul sau modul de alegere a bătrânilor în fiecare adunare. Rutherford a stabilit o premiză falsă că organizația turnului de veghere este canalul lui Dumnezeu pentru a primi adevărul și instrucțiuni. Încă o dată repetă, fratele Rutherford a zis că turnul de veghere e canalul. Organizația turnul de veghere e canalul lui Dumnezeu prin care dă adevărul și instrucțiile, învățăturile. Frații de la turnul de veghere au început a decide cine va fi bătrân în diferite adunări. Au numit adunările sălile regatului și au început a decide ce să se studieze în sala regatului, la adunările fraților. Mai sunt multe probleme care au apărut atunci, dar nu avem timp, nu voi petrece timp ca să le amintesc. Dar dorim să demonstrăm că libertatea și independența adunărilor trebuie menținută și trebuie să ne străduim fiecare pentru aceasta, pentru independența fiecărei adunări. Dorim acum să vă mai vorbim câteva momente de ce
aranjamentele adunării, este organizarea adunării este atât de importantă. Este aceasta este atât de important pentru că este un lucru care ne ajută foarte mult în dezvoltarea caracterului în mod individual. Un aspect este importanța deciziei de către fiecare în mod individual. Deci fiecare trebuie să ia decizia în mod personal, individual. Domnul vrea ca poporul său să fie în stare să ia decizii. Pentru că luarea deciziilor dezvolt caracterul. Dacă nu se iau decizii, nu se dezvolt caracterul. Am dorit să demonstrez cât de important este acest lucru de a lua decizii prin versetul din 1 Corinteni 6 cu 1 la 8. 1 Corinteni 6 cu 1 la 8. Cum, când vreunul dintre voi are vreo înțelegere cu altul, îndrăznește el să judece cu el, să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acestea. Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe cei pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate, dar un frate se duce la o judecată cu alt frate și încă înainte necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. 1 Corinteni 6 cu 1 la 8. Dragi frați, Apostolul Pavel nu a putut fi mai clar în această privință. Deci aceasta este cel mai clar exprimat. Noi trebuie să ne educăm conștiința din cuvântul lui Dumnezeu pentru a lua decizii corecte, potrivite. Unul din aspectele importante a aranjamentelor bisericii este adunarea administrativă. Adunarea administrativă. Această adunare este pentru toți frații din adunare. Noi trebuie să fim în stare să decidem ce să studiem, cum să facem lucrarea de mărturie
și cum să servim pe frații noștri. Trebuie să decidem ce studiem, cum facem mărturie și ce servicii facem pentru frați. Fiecare adunare are personalitatea ei proprie. Ce am în vedere? Ce vreau să zic prin aceasta? Fiecare adunare are personalitatea proprie. Biserica, Eclesia, este o entitate vie, făcută sau compusă din persoane sau indivizi. Fiecare dintre noi își aduce personalitatea adunării în adunare. Și aceasta va determina spiritul adunării. Fie că acesta va fi bun sau fie că acesta nu va fi bun. Prin prezența noastră, a personalității fiecăruia, se formează adunarea. Pentru practicarea Spiritului Sfânt, adunarea este locul perfect. Mediu perfect pentru dezvoltarea roadelor Spiritului. Aș vrea să citesc 1 Tesaloniceni 5 cu 23. 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Îmi pare rău, n-am versetul. Veți putea gândi că aceasta se referă la individual. Dar acest verset se referă la biserică. Dumnezeul păcii să vă sfințească în el însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Vă amintiți că în Efeseni 4 cu 34 Pavel ne spune că noi suntem un singur spirit și un singur trup. Este un singur duh, o singură inimă. Dumnezeu este un singur trup, un singur duc, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Și în Fapte 4:32 ni se spune că noi trebuie să avem o inimă și un suflet. Mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Deci suntem un corp de credincioși, o eclesie. Corpul are un spirit, un suflet, energie. Aceasta este energia eclesiei, adunării. Este energia noastră pozitivă și asemenea lui Hristos sau este negativă și pământească?
fraților, fiecare dintre noi, în alegerea bătrânilor și diaconilor, fiecare, adunându-ne în adunările noastre, să încercăm să fim cât mai asemenea lui Hristos, cât mai mult posibil, să fim asemenea lui Hristos. Adunările sănătoase, spiritual, aleg bătrâni sănătoși, bătrâni buni. Bătrânii buni nu promovează faptul de a avea urmași personali sau frați care să-i admire pe ei personal. Un bătrân bun își va cere iertare și va recunoaște când va greși. Și ei vor greși. Mulțumesc, sora Liza. Deci un bătrân bun nu va căuta ucenici personal. Vă amintiți că Ioan a scris, Iacov. Iacov zice că noi toți păcătuim cu vorba. Iacov 3:2. În Iacov 3:2 ni se spune că toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșești cineva, este un om perfect. Fraților, noi trebuie să urmăm mielul, oriunde merge el. Trebuie să urmăm pe miel oriunde merge el. Apocalipsa 14:4. Și aceasta vor învăța bătrânii buni. Exact acest lucru îl vor învăța bătrânii buni, să urmăm pe miel oriunde va merge el. Declarația sau afirmația mea finală este: libertatea, eliberarea, libertatea în Hristos trebuie căutată și trebuie menținută. Libertatea în Hristos trebuie căutată și trebuie după aceea menținută. Aranjamentul sau organizarea Ecclesiei este instrucțiunea Domnului pentru noi. Să studiem acest subiect ca să putem cât mai bine practica ceea ce Domnul a dorit pentru noi. Aranjamentul Ecclesiei este învățătura sau instrucțiunea lui Dumnezeu pentru noi. Să studiem acest subiect ca să putem cât mai bine practica ceea ce Domnul a intenționat pentru noi. Amin.